voi probabil vă întrebați de ce sunt atât de fericit. Ei bine, astăzi este ziua mea și eu am 17 ani și urmează să fac 18 ani și să plec de acasă. Ceea ce mă bucură deoarece o să pot să scap de Rahela, care în toată copilăria a reușit să vină și să mă tulbureze. Acum eu așteptam pe mama mea să vină acasă și să-mi dea marea veste că pot să mă mut singur, să-mi dea accesul. E timpul, cred că s-a trezit deja. La cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Travi să trăiască, travi să trăiască, la mulți ani. La mulți ani, David, ai împlinit și tu 18 ani. Acum, în sfârșit, cred că poți să faci ce vrei tu acum, poți să te muci, cum, dacă vrei. Scuze, dar eu cam vreau să mă mut ca să scap de Rahela. Ok, da, unde vrei să te muci? După ce mănânc tort, o să zic. E delicios tortul, dar îmi pare rău să zic că astăzi va fi chiar ca ultima zi în care ne vedem. De ce zici asta, David? Deoarece vreau să mă duc undeva, că am auzit că există un fel de floare magică sau ceva care poate repara orice boală. Și eu am boala asta cu mărimea. Așa aș putea fi și eu în sfârșit un băiat normal. Îmi doresc asta, mamă. Poți? Acum că ai 18 ani, poți. Îți dau accesul. Yay, mă duc să-mi fac bagajele. N-o să ne mai vedem puțin timp. Poate un an. Contează cât de repede fac rost de ea, de floare. Mi-a fost greu să-mi iau la revedere de la mama mea, deoarece îmi plăcea în oraș aici, chiar dacă mă întâlneam în fiecare pas cu Rahela, care era rea, totuși totul mi-era greu, așa că mi-am făcut curaj, am dat wave când am ieșit din casă și m-am dus să îmi trăiesc viața în continuare. Ei bine, cred că v-ați gândit că eu o să mă duc undeva pe munte sau ceva. Nu, m-am dus undeva aproape de munte. M-am dus la o cabană de vară. Aici urma să-mi petrec următorii ani până rezolvam problema cu înălțimea mea. Așa că m-am făcut comod și încă o să stau în casa asta care e atât de frumoasă timp de câțiva ani. Ei bine, viața ce mai era asta? Mă trezeam de dimineață, ieșeam pe ușă și mă duceam pentru că am găsit floarea de care aveam nevoie. Și anume, am găsit floarea care la început era un dead bush. Adică mai pe scurt, nimeni nu i-a dat apă și acum s-a deshidratat și s-ar putea să nu mai existe altă copie a florii magice. Așa că eu în fiecare dimineață iau asta cu apă și mă duc să ud ca să își revină, deoarece cică poate să-și revină dacă o ud suficient de mult. Ei bine, timpul trecea, tot trecea, eu dădeam apă în fiecare dimineață, dar floarea nu creștea, așa că m-am gândit să fac asta. M-am gândit să explorez, să văd dacă găsesc alte flori sau alți copaci care pot să-mi aducă astfel de lucruri care poate încă nu s-au deshidratat. Ei bine, am găsit încă 3 exemplare. Acum aveam 4 și m-am gândit să le dau apă și seara, dar și dimineața, să le ud un pic ca să crească mai repede. Ei bine, de fiecare dată după ce le dădeam apă, mă duceam să mă culc. Ei bine, în fiecare seară înainte să mă culc și dimineață vorbeam pe video cu mama mea și da, ea vrea să vină la mine, dar credea că e un pic periculos pe acolo pe unde sunt eu. Așa că i-am zis asta. Dacă nu poți să vii, nu-i problemă. Oricum ne putem auzi în fiecare seară cu laptopul meu pe care îl am. Sper să nu se termine bateria prea curând, deoarece nu prea am încărcător pe aici. O să vină și acel timp când o să se descarce. Ai grijă cum îl folosești și încerca să-l folosești cât mai puțin ca să putem să mai vorbim. Bine, mamă, pa, noapte bună! Noapte bună! Ok.
Și de fiecare dată după ce închideam, mă duceam direct la somn, ca să pute dimineața de vreme, ca să dau apă, pe la 5 sau 6 dimineața. În urmă trezeam și pute la 3-4 noaptea, deoarece aveam gândul că dacă le ud mai devreme, pot să crească mai repede. Deși asta nu era chiar atât de mult funcțional, eu la asta mă gândeam, așa că luam apa cu mine mereu când trebuia să vin aici, pentru că aveam și un râu lângă mine. Fiecare dată dădeam un pic cu apă, dar ce mi se părea că e ok să dai un pic cu apă, dădeam cu apă pe fiecare cu un strop, maxim două, deoarece am auzit că dacă dai mai mult stropi, pot să se ofilească mai mult, deoarece au prea multă apă. Așa că eram foarte atent. Eram atent mai mult decât eram atent pe unde mergeam. Ei bine, într-o seară în care nu puteam să dorm, m-am dus să ud un pic și am văzut ceva care m-a mirat foarte mult, și anume că au crescut toți patru deodată, fix în fața mea, ceea ce era bine, dar încă nu vedeam puterea magică la ei. Mai trebuiau să crească încă un nivel mai mare, cât un copac normal de mare, unul normal, și așa că dădeam pe fiecare câte 2-3 stropi ca să crească cât mai repede. Ei bine, într-o seară, mai bine zis era zi, dar încă nu se luminase, am avut niște chef să mă plimb un pic și m-am plimbat fix lângă flori, lângă copaci. Vreau să văd dacă sunt ok și deodată văd asta. Văd că copacii au crescut la forma lor maximă, ceea ce însemna că puteam să fac un leac ca să-mi revin la forma normală a unui copil de 18 ani. Deoarece acum eram ca mama mea. Ea are 35 de ani, iar eu am 18 ani și am înălcimea ei, ceea ce nu este atât de normal. Ei bine, chiar dacă am văzut copacii că au crescut, i-am lăsat un pic, doar ce cream că trebuie să mai formeze un pic de magie. Așa că m-am plimbat neștiind că ceva rău se va întâmpla în curând. Ei bine, când eram eu în casă sau mă plimbam, cred că a venit Rahela. Ha, ha, hof, ce greu a fost să vin aici. Hof, ce crede el că ia el copacii ăstea? Crede el că scapă el cumva să nu mai fie el în alt sărădiu de ei? Hai că dau eu copacii ăstea jos acum, să crede el. Hai că am dat deja unul, îi rup pe toți. Ei bine, tocmai ce veneam de la explorat și dintr-o dată văd că am rămas doar un copac și o văd pe Rahela cum fuge. Am fugit după ea și am țipat și am zis asta: Rahela, vino încoace, dă-mi înapoi, dă-l înapoi, vino încoace, dă-mi înapoi copaci și elixirul magic. Oricât aș fi țipat, eu deja dispărut. Așa că m-am dus repede, deoarece și un copac era de ajuns ca să fac elixirul. Așa că m-am dus extrem de repede să nu ia Rahela copacul și m-am dus eu să iau copacul și să fac poțiunea magică sau leacul. Ei bine, am pus copacul pe un campfire. Da, pentru că acolo era și un campfire în care mai făceam eu mâncarea, adică un foc de tabără, și am pus aici ca să se topească și să se adeverească magia. Like pentru partea a treia în care mă vindec și să vedeți ce se întâmplă, doar ceva fi ceva. Wow! Pa, pa!